foarte, foarte bun. Ce ziceți? Întrebare întrebătoare. Hai să vedem dacă ghiciți voi din ce ingrediente avem noi aici pe masă. Ce facem prima dată? Un tort! Un tort! Ai vrea un tort? Un tort de ziua mea, da! Vine ziua ta și vrei un tort. Bun, da. Bun. Dar tu ce crezi că facem aici, din ce vezi aici? Avem făină, sare, miere, drojdie, apă și un... cum e? Sită. O sită și un bol. Așa. Miere, banan. Nu știi! O prăjitură! Facem o pâine! Ce? O pâine, mami! Și apoi facem ceva să punem pe pâine. Ce ziceți? Da. Vreți? Da. Vrei? Da! Na bun. Cine începe? Eu. Ce trebuie să facem prima dată? Făină. În sită și cernem făina. Da, eu. Da, tu, ha. Tu ții. Dar nu cu ăla. Nu, aia e sarea. Ține sita, Victor, ține sita. Așa, ia. Așa. Ce-ți fac așa? Da, da. Mai. Să-ți arăt cum se face. Bun, Sofia pune ăla jos. Uite așa. Se ține cu o mână, se ține sita bine și o mână se ține așa. Și apoi tot bați așa. Uite ce repede o prepurez. Mai, Sofia, acum ții tu cu mâna aia. Cu care vrei tu, de fapt. Bun, e bine. Nu facem o pâine prea mare. Bun. Sita, o punem acolo. Pe blat. Și să vedem ce avem aici. Făină, ai, ca o jucărie. Ca un puzzle. Acum, în mijloc, facem o gaură așa, da? Pui apa, Sofia, dar nu toată, pui deocamdată așa un pic. Un pic? Adică mai mult. Așa, noi nu facem pe gramaje, ci facem așa, pe simț, da? Bun. Încep eu. Da, stai, că n-am terminat. Vai, cât te grăbești. Trebuie să punem... Victor, pui tu. Un pic de drojdie. Desfaci pachetul și pui jumătate de drojdie. Ce bine miroase. Bine, dar ce urât miroase asta. Așa, și sfarmă acolo. Aoleu, ce stil ai. Bun, acum ați mai iei și o linguriță din sertar. Lingură. Și pui două lingurițe de miere. Miere de la noi. Miere de la albinele noastre, care zumzăie pe afară. Două, bravo. Una. Hai odată, că vreau să amestec. Doi. Bine. O să amestec acum? Ce-ai făcut? Și acum pun eu niște sare. O mână bună de sare. Și o pun acolo la tine. Și acum amestec. Și acum amesteci. Bine, Victor, hai că o să ai prea multă energie și nu mai putem face față cu energia ta. Cam fiecare zi că nu am prea multă miere. Ai nevoie de un prosop? Da. Îl prind. Am murdărit amândouă mâinile și e o problemă, pentru că bolul nu stă în loc, știi? Mm. Trebuie întotdeauna o mână să-ți fie curată, să țină bolul și o mână cu care frămânți, da? Da. Deci nu uita, o mână cu care ții bolul și o mână cu care frămânți, tot întorci aluatul. Haos total. Ce ai făcut, Victor? Ți-ai luat apă de gură, dar pentru ce? Că doar nu simte nimeni mirosul. Bun, cum e? E cam tare aluatul, așa-i? Da. Mai punem un pic de apă? Nu am
așa pe margini, că ai multă făină acolo. Acum ai o făină. Nu. Că eu smurdare deja, lasă-mă. Mai lasă mult. Face pâine amară? Da. Mână de monstru. E și prea tare. Un pic de ulei, poate că vrei. Da. Vrei ulei? Și apoi frământ. Și apoi frământă și Victor. Facem frământ și eu cu ulei. Pui așa încetuc, pe deasupra, peste tot, da? Încetuc. Da, bine. Bun. Bine, perfect. Hai, Sofia, să vedem. Timpul de la de care. Nu, am greșit. Am crezut că nu o să mi se mai lipesc. Lipească, tot, mai tare. Nu, bă, e adevărat. Da. Curăț-o pe mână și apoi urmezi. Dar numai cu o mână, cu o mână doar. Că trebuie o mână să-ți fie curată. Nu te mai strâmba, te rog frumos, Victor. Ce ziceți? E suficient de frământat? Nu. Victor, trebuie să te grăbești, că trebuie să ne vii să ne faci un foc acolo în la plită și la cuptor. Cine face focul? Că eu nu mă pricep. E bun? Hai să văd eu, e prea sărătoare? Nu, e foarte bun. Gata, a luat-o jos, nu se poate să-l mâncați așa gol. Vă doare burtica după aia. Bun, hai să facem foc la plită. Bun, hai să mă curăț. Na, ați frământat aluatul, foarte frumos, v-am ajutat și eu un pic. Ce facem acum cu el? Ce se face? Punem la găscuț. Punem un prosop pe el să nu vină musculițele. Așa. Și unde îl ducem la dospit? Unde să punem? În lemnărie. În lemnărie îl ducem? Nu în lemnărie. În bucătărie? În cealaltă bucătărie. Punești focul la plită? Cum te descurci tu? Cum faci? Spune-ne. Asta e. Ai băgat măcar lemnele? Nu trec, sunt plasticuri. Plasticuri? Nu-i voie plastic nu în plastic, sobă? Uite, cine o băgat ăsta aici? Nu știu. Hârtie, Victor, ai acolo, cred că. Ia un chiprit și da. Așa. Așa, se face. No, hai mai repede, că ne apucă noaptea. Mi-a picat bumbul. Hai că acum la pe. Bun, no, acum băgăm niște așchi, așa-i? Nu, asta mai este. Dar nu-i verde aia, să ne facem așchi uscate. O vezi la mânuțe. Ce puternic ești. Bun. Lăsat. Este o muscă. Trebuie să ne mișcăm repede. Iei hârtia de copt și o aduci aici la plita asta. Ce? Dar nu s-o îmbiva. Hai! O așez acolo. Atât. Aduci zăvatul. Bun. Și o răstorni acolo peste. Da? Peste hârtia. Ula! Up!
Pune capacul și apoi în cuptor, da? Nu, 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 frige, frige. Frige. Uh-huh. Așa. Și prins cu prosopul. Și aduce aici la cuptor, da? Cuptor. Prea greu. Prea greu. Hai că-l bag eu. Să vedem dacă încape. Încape. Ce aveți acolo? Dovlece, o bâtă. Dovlecel? Și ce credeți voi că facem cu dovlecelul? Dovlecel panei. Panei? Panei. Dovlecel panei. Ne place foarte mult în perioada asta, când este în plin sezon dovlecelul, să mâncăm dovlecel panei. Dovlecel. Așa, cu un pic de pâinică, cu o salată. Mamă, ce bun e. Atât de bine. Sună. Că a început să crebuta. Bun. Ce ne mai trebuie pentru dovlecelul pane? Știe cineva? O pâine, făină, sare și ouă. Făină, sare, ouă și eu am două ingrediente secrete. Vrei să ți le spun? Da. Usturoi și pătrunjel. Să vedem cine prinde ouă ăsta. Să vedem cine prinde ouă ăsta la alt. Mi-e și frică. Nu cred că o să ne ajungă cele două ouă, așa că mergem până la găini să vedem dacă ne-au mai ouat niște ouțe și până în grădină să ne scoatem usturoi. Bun. La drum cu voi. Mă duc după usturoi. Asta să vedem cum ai. Îl văd de aici de la suprafață și îi uriaș. Mama, mama. Nu am mai. Dar cum să zic, n-are mulți căței înăuntru? Nu, dar-s mari. Da. Perfect. Hai să mergem cu el. Asta Victor. E unul singur. Ba nu, doi, uite. Hai să mergem cu el. Fain de femeie. Victor, ți-ai luat și tu unul? Nu. Se vede că nu prea umbli pe la găinușele astea. Ce de-a biscuiți? Ce de-a... Astea. Le-am dat niște biscuiți. What? Doamne, Victor, e stricat! De ce crezi că le-am dat la găini? Sofia, ai închis portița în spatele nostru. Nu, de asta eu aici. Sunt ouă! Cagalule! Cagalule! Capici! O să le sparg una de altă. Da? Bine. Hai să mergem în bucătărie. Bun, ați făcut rost de ouă, ați făcut rost și de usturoi. Ce trebuie să facem acum? Să curățăm usturoi. Bun, ha, curățați usturoi. L-ai curățat pe drum? Ce ești astfel. Gata, Victor? Wow, ce rapid ești! Și cum ai mai venit? Iar îl curățăm? Deocamdată. Să începem. Să începem să curățăm. Se curăță de coajă dovlecel, așa-i? Da. Nu ne place coaja de la el. Ne. Cred că e bine. Cine vrea un pahar de apă? Eu. A, eu. Trebuie să ne hidratăm mereu și să facem multe pauze, așa-i? Nu ești de acord, tu vrei să mănânci, așa-i, Sofia? Da. Un singur lucru urăsc la dovlecei. Că e așa lipicios. Au un lichid și după ce mă spun pe mâini, tot rămâne. Măcar dacă nu ar fi așa, dovlecei. Dovlecei. Păi, ce facem cu resturile? Le dăm în coș, nu? Bravo! Ce altceva? Păi, unii le aruncă la gunoi.
Sau când nu are porci. Da. Ori la gunoi, ori pe compost. Bun. Ori ca noi la porci. Porci. Și tot pune-l în, într-unul dintre boluri. A, eu mi-e spălat baia. Și acum... Eu primul, că eu sunt toate asta. Aha. Dar direct în bol, ia. Acolo e bolul. Sofia, de la o parte. Vezi la degete. Că chiar te pricepi. Vrei să mă lași pe mine? Eu termin mai repede și apoi mă zace tu. Sofia, trebuie să ai mai multă răbdare. Eu fac numai pătrață. Nu mai fie băbleac, să fie pătrat. Grijă, să nu te răzălești pe tine. Deja? Ce formă interesantă, așa ai? Ce m-am spigat. La ce ești? Ce duce ai? Da? Nu, ajută pe Sofia să strângă de pe masă, da? A, de pe masă. Și de pe masă și de pe rozătoare. Împreună. Pune bolul. Bravo. Stai, ține tot acolo, că doar mai fiu. După ce am terminat de răzălit dovlecelul, habar n-am de ce, mami zice că trebuie pus sare. Știi de ce? Pentru că după ce pui sare, tot dovlecelul va lăsa multă zeamă. Și atunci când îl prăjim, rămâne numai dovlecelul, fără zeama aia care e foarte multă. Pune sare, Victor, pune. Și tu, Sofia, mai generos. Așa. Bravo! Până stă puțin dovlecelul cu sare, să lase toate zeama, noi ne ocupăm de ouă. Are gust de bicarbonat. Ce anume? Dovlecelul? Nu. Sarea? Sarea. Mm-hmm. E doar sare. Nu. În spate la Victor. Usturoiul se pisează sau se răzălește, dacă vreți, acolo la în ou, da? Apoi vreau și eu să pisez. Nu vrei pisa, nu. Hai să ți-l închid eu. Opa. Bravo! E Victor. Ce? Iată, e greu? Așa că e greu. Îmi explodează mâna. Dar nu în sus, că o să zboare în sus. Ați amestecat totul bine și usturoiul, v-ați chinuit bine cu el și ou. Acum puneți un pic de făină. Victor, toarnă-i acolo la Sofia un pic de făină. Bine. Stoarceți bine, bine, da? Nu e ultima.
Ce ziceți? A fost greu? Suntem aproape de final. Chiar foarte ușor. Ajunge. Dăm bolul ăla la o parte. Amestec eu. Ia-ți telul de acolo. Dar nu te speli un pic pe mânuțe. Măcar să te limpezești. Nu trebuie. Mai greu decât mai înainte. Du-te, spală-te și tu pe mâini. Du-te, spală-te și tu pe mâini. Lasă, că poți și așa. Vreau numai ca să nu-i iau eu. Știu eu care e problema. Bun, ce mai urmează? Punem și un pic de piper. Mai un pic? Mai pune un pic. Mai pune tot. Așa, un vârf de linguriță. Și? Ce e asta? Pătrunjel. Punem și pătrunjel. Ăsta e pătrunjel înghețat din grădină de anul trecut, pentru că anul ăsta nu ni s-a făcut în grădină deloc. Pune, pune, pune cu generozitate, așa, dar mai încet cu mâinile, că dai peste tot, din nou. Hai! E rece, hm? E bine, foarte bine. Mă spală-te din nou și Victor amestecă aici. Ca o prăjitură de ananas. Mergem în lemnărie la plită. Vrei tu să facem un pic așa? Crezi că nu se pricepe? Da. Wow! E bună. Lăsăm să se încălzească un pic, că e plină de apă și abia apoi punem uleiul. Vă spun un secret despre uleiul încins. Ce? Când uleiul este pe plită și e încins, adică e foarte, foarte fierbinte, ca să nu ne împroaște ulei în față și pe mâini, avem grijă ca mâinile să ne fie uscate, să nu avem picuri pe ea, pe ele. Și să nu cadă în ulei, că de-aia stropește uleiul când e încins, că pică apă în ulei, știi? Da, poți să văd? Frumos! Mai aproape, Victor, mai aproape. Cu îndrăzneală. Wow, ce tare! E bine așa. Poți să pui deoparte uleiul. Acum facem o salată pentru... Dovlecelul pane! Da. Faci cuburi mai micuțe. Da. Și ce vrei să mai pui? Avocado. Wow! M-am gândit eu ce poate fi. Și ceapă și usturoi. Da. Și sare și piper. Da. Și cum o să le mâncăm noi pe toate? Cu pâinica și dovlecel pe deasupra și ne punem salată peste? Da, cred. Nu te-ai gândit? Nu. Să văd eu. Au venit întâlnirile, pentru că cu ceapa nu e tare ușor, așa e? Da. Bine, da. Dar avocatul ăsta e copt? Păi precis, dar nu uita de sâmbure. Păi nu uit. Că te vreme de minte că am găsit unul care era un sâmbure de la avocado care era început să crească. Încolțită. Da. Și l-am putea și s-a făcut un copac de avocado. Da, dar s-a uscat până la urmă. Vai, cât usturoi! Noi sigur nu o să avem probleme cu paraziții, nu? Da. Poate.
face dacă s-a vrea să ia capacelul. Hai la vedea. Nu-i bun? Da. Păi n-ai pus sare, n-ai pus nimic, nu? Oh, nu. Nu, că nu s-a încins. Adică nu facem bulbuși. E 7 bulbuși. Tot ce ne mai rămâne de făcut e să punem aluatul în ulei uncins. Deja nu mă trecut. Ce ai acolo? Pâine făcută de copilașii tăi. Oh, ce bine arată! Hai să o ducem la clasă, că ne așteaptă acolo dovlecelul ăla bun, bun, bun și salata. Ce ai făcut, domnișoară? Am găsit de la partea. Nu arată vreo așa. Doar pe partea asta un pic. Da, e ok. Nu, e bai. Se dă jos. Voi ați făcut-o? Da, da. O, sunt curios cum a ieșit. Foarte bună. Și dovlecei numai atât ți-ați făcut? Ce mamar! Hai grijă. Dovlecei numai atât ți-ați făcut? A, păi am mâncat din ei. Oh. Pe locuri fiți gata, sta. Hei, 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 nu mă știu. No, bine. Aia, mai este pâine pe masă. Pâinea n-am tăiat-o încă, e foarte fierbinte și după cum se vede copiii ăștia și mai ales copilul ăsta, e rupt de foame. Da. Se s-a lipit burta de spate. Mm. Verdictul. Foarte bun. Cred că sunteți în stare să le mâncați și de pe jos acum. Nota 10. Bravo, copii. Ați făcut treabă foarte, foarte bună. Am gustat și eu un pic și eu fost... Neam, 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 neam. Foarte important, dacă v-a plăcut video-ul ăsta, să ne scrieți acolo în comentarii care e momentul vostru preferat. Dați un like la acest video, distribuiți-l. Și vă mulțumim pentru vizionare, le mulțumim abonaților canalului Roșana Țară, membrilor, vă salutăm pe toți și vă vedem data viitoare. Iar dacă vreți să mai vedeți videouri de acest gen, vă rog să ne scrieți în comentarii, că noi de-abia așteptăm să vă arătăm și alte rețete și nu uitați să contribuiți acolo, să intrați la membri și să contribuiți cu o sumă pentru a-i susține pe Sofia și pe Victor pentru planurile lor viitoare. Ce ziceți? Mai vreți să faceți videouri de felul ăsta? V-a plăcut? Da. Super! Mă uit și eu la video-ul ăsta, că eu n-am fost de față, acum am ajuns acasă. Poftă bună! Mulțumim! Pa, pa!